Bun găsit, dragi telespectatori! Acei care ați urmărit duminică seara să-l cunosc pe el, emisiunea pe care o moderez, ați aflat că astăzi, la Răspunsuri pentru Viață, practic vom oferi spațiu pentru partea a doua a manifestației care a avut loc la Târgu Mureș în 7 februarie anul curent, deci exact cu o săptămână în urmă, în sprijinul familiilor despărțite abuziv de serviciu Barnevernet din Norvegia. Nu avem foarte multe de spus, veți afla din cuvântarea, se întâmplă să fie chiar cuvântarea, discursul pe care l-am avut la acea manifestație și fie ca să înțelegem pericolele în care sunt familiile, în primul rând să ne rugăm pentru aceste familii. Nu există durere mai mare decât ca o mamă să-și simtă copilul, copiii, smulși de la sânul ei și nu există durere mai mare decât ca niște copii să se simtă dintr-o dată între străini, fără protecție și fără iubirea de care au nevoie. Doamne, îndură-te de aceste familii și fie ca rugăciunea noastră, conștientizând ceea ce se întâmplă în Norvegia și nu doar în Norvegia, să se îndrepte această rugăciune spre Dumnezeu pentru reunificarea familiilor pe pământ. Și dacă nu va fi posibil cumva pe pământ, Dumnezeu are puterea să reunifice familiile în împărăția lui slăvită. Vizionare plăcută vă doresc și fie să înțelegem tensiunea momentului, fie să înțelegem ceea ce se petrece pe mapa mond și înțelegând să facem ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi să facem. Să venim în ajutorul celor care nu poate să-și apere pricina, să ne deschidem gura, cum scrie în Proverbe 31, pentru cel mut, pentru cel neajutorat, pentru cel în suferință, pentru că suferința nu are granițe confesionale. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dragi și distinși participanți la meeting, ne aflăm aici pentru că am decis să acționăm împreună pro-familie, pro-valori creștine, pro-Bodnariu, Nan Rădulescu și așa mai departe și anti abuzurilor SPC Barnevernet, serviciului numit de protecție a copilului. Cred că mai mult decât vorbele frumoase care s-au spus și s-ar putea spune cu această ocazie, prezența noastră, prezența dumneavoastră aici a Târgu Mureșenilor și mureșenilor, ba am observat și din Harghita, sunt câteva persoane, este mesajul cel mai puternic care s-ar impune a fi receptat de cei vizați. Evident că în câteva minute cazul de tip Bodnariu sau Bodnariu, cum s-ar mai pronunța, nu a putut și nu poate fi abordat din punct de vedere juridic, psihologic sau psihiatric. Pe plan juridic, au făcut-o în mod strălucit avocatul norvegian Marius Reikeras, pentru care vă rog să vă rugați, avocatul american Peter Costea, avocatul român Aurelian Pavelescu și alții care au subliniat încălcarea gravă a convențiilor internaționale a drepturilor omului și a drepturilor copilului, semnate și de Norvegia. Ne pare rău, dar trebuie să menționăm câteva concluzii la care au ajuns acești avocați. Doar în Norvegia, statul ia copiii de la părinții biologici fără mandat emis de tribunal sau fără vreun alt act semnat de judecători ori de instanță. Doar în Norvegia, copiii sunt tratați ca și cum ar fi o marfă care trece din mâna unei familii în mâinile altei sau altor familii în schimbul unor sume mari de bani alocați în numele zis al interesului superior al copilului. Doar în Norvegia, dreptul de părinte biologic este preluat de la părinți fără un act judecătoresc și fără ca părinții să-și poată lua copiii înapoi pe cale judecătorească. Ne pare rău, dar trebuie să o spunem, numai în Norvegia părinții sunt stigmatizați, sunt etichetați din capul locului ca fiind potențial abuzivi, demni de a li se lua copiii. Doar aici părinților li se aplică și li se impune, în loc de prezumția de nevinovăție, prezumția de vinovăție. În loc autoritățile să fie nevoite să dovedească ele existența unor motive bine întemeiate, a unor abuzuri reale pentru a le fi luați copiii părinților, aceștia, părinții, sunt chemați să furnizeze dovezi concludente și întemeiate
care se convingă pentru a-și putea reprimi în familii micuții. Pe de altă parte, pe plan psihiatric, doamna dr. Daniela Mariș a scris un foarte documentat articol intitulat Barne Vernet, mic ghid de psihiatrie cu sus în jos, care explică situația și din punctul acesta de vedere. De aceea, nu putem, cei prezenți aici, decât să ne ridicăm și să spunem stop abuzurilor Barne Vernet, care produce atâta durere și nenorocire în zeci și chiar în sute și mii de vieți omenești. Dați-mi voi să fac o paranteză. Băiatul și Nora de aici din Târgu Mureș ne-au adus pentru câteva ceasuri nepoțelul al șaselea, cel mai mic deocamdată, să avem grijă de el. Și sigur m-am jucat cu el, apoi l-am lăsat pe mâna bunicii, a soției. I-a dat să mănânce, s-a culcat și când s-a trezit a început să plângă că m-a chemat Iacob, hai că zice nu mai fac față, nu mai știu ce să mai fac. M-am dus la copilaj, l-am luat, l-am așezat pe pieptul meu, i-am arătat ceva la televizor, în sfârșit l-am liniștit cumva. Dar, dragii mei, a oftat, cu un oftat pe care nu pot să-l uit încă. Și mă gândesc la cei copii care s-au trezit fără mamă și fără tată și la cei părinți care au slăbit mama în câteva două luni 8 kg. Oare nu simt oamenii aceștia ce dureri, ce tragedii creează? Nu este nevoie să avem cunoștințe de specialitate pentru a ne da seama ce este și ce nu este în interesul superior al copilului, atât de des invocat. Așa că am să vă adresez retoric, și dacă vreți nu retoric, ci direct, 5 întrebări la care vă rog să răspundeți prin da sau nu. 1. E în interesul superior al copilului ca acesta să fie smuls de la sânul mamei și de lângă părinții care îl iubesc? Nu! Este în interesul superior al copilului să fie plasat în familii complet străine, care nu-i cunosc nici limba, nici cultura, nici religia, nici obiceiurile, mofturile sau preferințele? Nu! Este în interesul superior al copiilor să fie despărțiți unii de alții, să nu poată comunica între ei, iar părinții să-i poată vizita sporadic doar pentru foarte scurt timp? Nu! Credeți că cei din familiile surogat sau adoptive îi vor fi luat de mânuță pe copilași să-i ducă la biserică ortodoxă sau penticostală după caz pentru a le păstra neafectate așa cum prevăd reglementările internaționale, religia și cultura? Credeți că au făcut-o? Nu! Și o ultimă întrebare. E drept, și s-a mai amintit acest lucru aici, să se bucure cineva care nu a experimentat durerile nașterii de un copil pentru care o altă persoană, mama adevărată, a suferit aceste dureri? Nu. Și acum câteva concluzii. Dacă statul vrea copii, să și-i facă. Dacă categoriile LGBT vor copii, să și-i nască. Dacă alte popoare agrează să le fie luați copiii, trebuie să se știe că noi, românii, așa înapoiați cum ne cred unii, nu acceptăm acest lucru și ne dorim copiii înapoi. În ce privește educația, psihologii moderni se facă uită că micuții noștri copii au dorință de libertate sau după libertate, dar nu au capacitatea să-și folosească libertatea. Și că părinții sunt cei îndrituiți de Dumnezeu să pună limite rezonabile dorinței de libertate a ființelor pe care de altfel le-au adus pe lume. De ce se caută oare în dumnezeirea, cu ghilimele de rigoare, a copilului? Spre nefericirea și nenorocirea acestuia. Unde ați mai auzit de sinucideri la copii sub 7-8 ani? Ceea ce se întâmplă în Norvegia. Nu cumva din prea multă dragoste pe care le oferă familiile surogat sau adoptive? Sau mai degrabă din cauza dorului pe care unii nu-l pot traduce acest cuvânt în limba română pentru părinții de care sunt în mod inuman despărțiți? Pentru că nu vrem să ne gândim la alte cauze imaginabile pentru suicidul la sub 7-8 ani a copiilor din familii adoptate. Menționăm în final trei aspecte pentru care cazul Bodnariu a venit la un moment, deși extrem de dureros, totuși foarte, foarte potrivit. După opinia personală, este aproape de ceasul al 12-lea al istoriei noastre post-creștine și după opinia unora chiar
postdemocratice. 1. Cazul Bodnariu se constituie într-o hârtie de turnesol moral-spiritual, care arată substanța intimă a sufletelor noastre. Așa cum reactivul chimic, turnesolul, arată ce fel de substanță e, există, tot așa, acest caz arată ceva. Rana grozavă din această familie, precum rana celui căzut lângă drum, din pilda samariteanului milostiv, spusă de Iisus Hristos, împarte societatea în trei categorii de raportare interumană. Nici mai mult, nici mai puțin decât trei categorii și în una din ele ne aflăm și noi. Categoria oamenilor împotriva oamenilor. Aceștia sunt conduși de legea junglei, în virtutea căreia atentează la bunurile, la viața și la fericirea semenilor lor, categorie ilustrată prin așa numiții tâlhari. Îmi amintesc de familia Nan, dacă bine rețin. A zis unor oameni: domnilor, vă dăm casa, vă dăm mașina, vă dăm tot ce avem aici, dați-ne înapoi copiii. Dar i-au luat și încă s-a dat și o decizie în acest sens. Apoi, avem categoria oamenilor pe lângă oameni care sunt conduși de legea protejării doar a interesului propriu egoist, ilustrată prin preotul și levitul care au trecut pe lângă cel lovit, lăsat aproape mort, fără să-i pese de el. Și în sfârșit întâlnim categoria oamenilor pentru oameni, reprezentați de samariteanul milostiv. Aceștia sunt conduși de legea compasiunii, de legea iubirii, care sar cu ceea ce pot în ajutorul și în apărarea celui rănit. Dați-mi voie să vă consider pe toți cei prezenți aici ca făcând parte din această a treia categorie a oamenilor care ne pasă de semenii și de frații noștri. Ei bine, atenție! Cazul Bodnariu a deconspirat și deconspiră cine suntem, pe cine slujim, cine ne finanțează și de cine și de ce suntem animați. Apropo, știți că sunteți aici pentru că sunteți finanțați de ruși? A spus o doamnă cu pretenții. Nu, poate unii n-au venit aici și din acest motiv. Noi suntem animați de altceva. Acest caz extrem de dramatic a făcut ca zona gri din societate să cam dispară și adevărurile să fie scoase la lumină. Substanța de contrast, hârtia de turnesol moral-spiritual, își face efectul. Suntem fie de partea normalului, a naturalului, a bunului simț, a dreptății și a adevărului, a familiei și a credinței, fie ne situăm pe poziții diametral opuse față de aceste valori. Cale de mijloc nu credem că mai există. Și eu însumi am fost dezamăgit de unii guru ai presei și am și luat hotărârea pe unul dintre ei să nu-i mai citesc niciodată. Și aici trebuie să adăugăm faptul că unii spun, dacă românii care au plecat în Norvegia au știut legile norvegiene, acum să le suporte consecințele, nu vi se pare prea simplistă și facilă o astfel de eschivare? Întrebăm, oare omul a fost făcut pentru lege sau legea pentru om? Iar dacă legea este strâmbă și nedreaptă, cum a fost în atât de multe perioade negre ale istoriei omenirii, oare nu ar trebui noi, oamenii de bine, să o deconspire, să o incrimineze? În al doilea rând, așa cum afirma recent pastorul Cristian Ionescu din Chicago, cel care a dat semnalul acestui tip de proteste, pe blogul său personal, Popas pentru Suflet, citat, cazul Bodnariu este mai mult decât un demers umanitar. Este un act de trezire spirituală a bisericii pentru zilele din urmă. Da, credem într-adevăr că Dumnezeu a găsit-o vrednică pe această familie pentru ca prin durerea ei inimaginabilă să se tragă un puternic semnal de alarmă care să fie auzit de toți cei care mai au urechi de auzit să audă de pe întregul mapamond. Este onoare pentru România că trage acest semnal de alarmă la nivel mondial. Pentru că trebuie să o spunem pe șleau. Ținta ascunsă a ceea ce se petrece în Norvegia nu este atât dezabuzarea fizică sau psihică a copiilor. Ținta este ca părinților să li se poată retrage dreptul de a mai avea autoritate parentală dacă își mai educă copiii în spirit creștin.
Acesta este sensul ascuns. Știu că e o afirmație dură și puternică, dar credem că trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să avem curajul adevărului. Evident că războiul împotriva familiei și a copiilor lui Dumnezeu nu a pornit de ieri sau de alaltă ieri. El a pornit din grădina Edenului, dar se pare că ne apropiem de închiderea cercului persecuției de acest gen, de ajungere, așa cum spuneam, în speciasul al 12-lea acestui război. Afirm aceasta și nu voi dezvolta ideea, doar o afirm. Și prin prisma faptului că în Agenda 2030 pentru transformarea lumii, lansată în septembrie 2015 la New York de Organizația Națiunilor Unite, nu se mai amintește practic nimic despre familie. S-a dorit includerea familiei și cu redefinirea acesteia și a căsătoriei și nu s-a reușit. Și acum, în această agendă pe care am încercat să o studiez, să mă documentez, nu se mai asigură nici fonduri, nici susținere, nici protecție familiei. Să fie oare experiența Barneveret cu familia Bonariu în legătură cu un astfel de plan? Anii care vor urma vor arăta dacă afirmația mea este sau nu întemeiată, cât de bine ar fi să fie o avertizare falsă. Dar știm că artizanul distrugerii familiei este cel rău, după cum se spunea, în care mulți nu mai cred, dar sunt folosiți din plin de către acesta. Cu toate acestea, noi creștinii știm cine va avea ultimul cuvânt. Cine? Dumnezeul triunic, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. În sfârșit, cazurile de tip Bonariu joacă rolul unui liant, a unui mijloc de strângere la oaltă, de unire a creștinilor autentici, indiferent de confesiune și de zona de reședință. Așa că chemarea momentului de față este: strângeți rândurile în Sion, pentru că judecătorul lui Israel, dar și al bisericii, este lovit cu nuiaua peste obraz. Sau reformulând o lozincă bine cunoscută pe la noi, români, creștini din toate țările, uniți-vă! Uniți-vă pentru familie, pentru bine, pentru adevăr, pentru credință, pentru Hristos! Doamne, ajută-ne! În încheiere, mulțumim Parlamentului României pentru modul exemplar în care s-a implicat și se implică în aceste cazuri. Au câștigat respectul parlamentarilor norvegieni văzând cât de determinați au fost și cât de sinceri în a compătimi, în a avea empatie cu alte familii. Pe acolo se pare că nu se prea întâmplă în toate cazurile acest lucru. În al doilea rând, cerem cu respect, așa cum s-a mai spus, primului ministru al României, domnului Dacian Cioloș, și președintelui României, domnului Klaus Iohannis, să acționeze mult mai convingător, mai determinat și mai eficace în virtutea atribuțiilor și obligațiilor ce le revin pentru redarea copiilor familiilor de români atât de groaznic îndurerați. Alt șef de stat și de guvern au făcut-o. De ce să nu ne putem mândri și noi că și ai noștri au făcut lucrul acesta? Dumnezeu să le ajute! În orice caz, 9 zecilor de mii de români prezenți la aceste manifestări în toată țara, dar și sutelor și milioanelor de mii de români care sunt alături de instituția familiei, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, ne pasă. Noi suntem aici pentru că ne pasă de durerea indescriptibilă prin care trec familiile cărora le-au fost răpiți copiii. Zilele, lunile și anii care vor veni ne vor demonstra dacă și celor care ne conduc le pasă, pentru că deocamdată nici măcar nu ne-au spus-o foarte clar că le pasă. În încheiere, grupul de inițiativă al acestei manifestații mulțumește tuturor participanților la acest meeting de solidaritate, protest și mărturie publică. Vă mulțumim că vă pasă, vă mulțumim că vă implicați, vă mulțumim că existați. Alegerea dumneavoastră vorbește despre dumneavoastră. Mulțumim în mod special protopopiatului creștin ortodox Târgu Mureș și conducerii conferinței Transilvania de Sud a Bisericilor Adventiste de ziua a șaptea, care la nivel instituțional s-au raliat aceste manifestații ca membre în grupul de sprijin al acțiunii. Mulțumim liderilor și credincioșilor din bisericile reformate și greco-catolice care au fost și sunteți alături de noi. Știm că ar fi dorit și alte persoane să fie aici, preoți, dar au fost plecați și sunt plecați din localitate astăzi. Le mulțumim chiar și pentru intenția care au avut-o. Dumnezeu este acela care va răsplăti fiecăruia după motivațiile și faptele lui. Nu în ultimul rând, mulțumim cu deosebit respect Municipalității Târgu Mureș pentru aprobarea manifestației și Comisiei de Avizare a Adunărilor Publice pentru spațiul generos acordat. Cred că vă simțiți bine aici, nu? Da. Merită să mulțumim, da? Da.
Dumnezeu să binecuvinteze Târgu Mureș și județul Mureș. Dumnezeu să binecuvinteze România. Dumnezeu să binecuvinteze Norvegia și lumea întreagă. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Așa să fie. Înainte să încheiem acest protest, haideți să cântăm cu toții un cântec special, Sfârșitul viacului trăim cu luptă, ură și război. Vă amintesc că acesta a fost imnul Revoluției de la Timișoara. În urmă cu peste 26 de ani, creștinii de toate nuanțele au îngenunchiat acolo pe Caldarâm și au cântat acest cântec cu toții și au rostit rugăciunea Tatăl nostru. Haideți să cântăm și noi împreună cu tinerii care ne vor conduce, Sfârșitul viacului trăim. După acest cântec, îl invit pe pastorul Ion Radu din Luduș să rostească rugăciunea de încheiere și de mulțumire. Sfârșitul viacului trăim, cu lupte, ură și război, dar fericiți la cer privim, nu e mult și bine omul ia la noi. El vine, ia, el vine, ia, ce fericire negrăită, se va sfârși al nopții din amar, căci Domnul vine. Doamne, Tată din ceruri, stăm în prezența Ta și îți mulțumim de această zi frumoasă cu soare în care, Doamne Dumnezeule, am fost adunați aici pentru o cauză nobilă, în care, Doamne Dumnezeule, să ne arătăm gândurile noastre, dorințele noastre, Doamne, înaintea Ta și înaintea celor care au dreptul ca să hotărască, Doamne, legi și să facă, Doamne, în așa fel ca cei care trec prin încercările acestea deosebite, fiind despărțiți de copiii lor, să poată, Doamne, să beneficieze de mila Ta, de îndurarea Ta și de bunătatea Ta. Îți mulțumesc pentru toți cei care, Doamne, au rostit cuvinte potrivite din partea Ta și care, Doamne Dumnezeule, și-au manifestat indignarea față de lucrurile, Doamne, și de ororile care s-au întâmplat familiilor care, Doamne, au trecut prin această încercare a despărțirii de copiii lor. Părinte, Tată din ceruri, răsplătește-le osteneala. Te rog, răsplătește tuturor celor care am fost aici, Doamne, și am fost alături ca să putem, Doamne, să susținem această cauză
cu gândul nostru, cu dorința noastră și cu rugăciunea noastră îndreptată către Tine, pentru că, Doamne, noi facem ce putem și suntem lucrători împreună cu Tine. Te rog în numele Domnului nostru Iisus, îndură-te de familia Bondariu, de familia Nano, Doamne, de celelalte familii care, Doamne, trec prin asemenea încercări. Iar, Doamne, Dumnezeule, acest plan diabolic, care, Doamne, este pus în mișcare, prin Domnul Iisus, te rog, Doamne, să-L nimicești. Pentru că Domnul Iisus a arătat să nimicească lucrările diavolului. Și, Părinte, Tată din ceruri, Tu ești leul din seminția lui David, care ți s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Te rog, Doamne Dumnezeule, ascultă glasul poporului Tău, a tuturor creștinilor care, Doamne, sunt aici și în altă parte și care se roagă și care mijlocesc înaintea Ta. Și fă, Doamne, ca neprihănirea Ta, voia Ta, cuvântul Tău să fie acela, Doamne Dumnezeule, ca să se instaureze cu, Doamne, putere și cu autoritate în mijlocul nostru. Părinte, Tată din ceruri, te rog să binecuvintezi orașul Târgu Mureș, să binecuvintezi județul nostru, să binecuvintezi pe cei care, Doamne, i-a așezat în slujbă, ca, Doamne, să răspundă de noi din punct de vedere administrativ, social și pe alte planuri. Te rog să-i binecuvintezi și pe cei care, Doamne, ne călăuzesc spiritual. Te rog în numele Tău, umple-i de înțelepciunea Ta, de puterea Ta, de dragostea Ta și, Doamne Dumnezeule, binecuvântă pe toți aceia, Doamne, care au un gând bun și te rog, Doamne, ajută-L ca să-L materializeze în familiile fiecăruia. Te rog acum la încheiere, binecuvintează toți părinții, binecuvintează toți copiii, Doamne, și te rog, Doamne, toate instituțiile care se ocupă de creșterea copiilor și de educarea copiilor, te rog, Doamne Dumnezeule, lasă ca Duhul Tău să-i călăuzească, cuvântul Tău să fie ridicat la înălțime și adevărul Tău să fie proclamat cu putere, ca astfel, Doamne Dumnezeule, Tu să-ți duci la îndeplinire planul Tău, voia Ta și să-ți păstrezi în continuare o sămânță de urmași care să-ți poarte numele și care să ducă până la capătul pământului vestea bună a Evangheliei. Ne încredințăm pe brațul Tău, ne punem la dispoziția Ta și îți mulțumim Ție. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Încheiem aici mitingul de protest și de solidaritate față de familia Bondariu și celelalte familii, cu un cuvânt de mulțumire tuturor pentru răbdarea care ați avut-o, pentru dragostea exprimată. Vă mulțumim în numele Domnului și vă urăm Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, familiile dumneavoastră, bisericile de unde veniți, să binecuvinteze Domnul urbia noastră, țara noastră și lumea întreagă.